Nu e că nu mai pot, trebuie să dau drumul la episod, pentru că mi-a venit o idee foarte tare, dar o să vă povestesc imediat cum ajung în mașină, pentru că afară... Plouă, plouă, babile să ouă. Mama, mama, mama Maria, mama, 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 mama. Bă! Plouă! Ah, nu chiar așa, mă? Hai că nu plouă, a plouat un pic. De afară părea că plouă. Episodul de astăzi constă în închiderea diafragmei. Episodul de astăzi constă în... am zis de 3 ori? Am zis. Ioșu Bontea. Schimbând diafragma înapoi. Episodul de astăzi constă în următorul subiect. Am primit foarte multe întrebări de la prieteni, de la amici, de la oameni pe care îi cunosc, de la oameni pe care nu îi cunosc. Bă, cu ce filmez? Cum e studio? Arată-ne și nouă partea tehnică. Cum ai făcut? Mai în detaliu, mai... Erau foarte curioși și sunt curioși de ce se întâmplă în spate. Episodul de astăzi este susținut de EMAG. De ce este susținut de EMAG? Că așa au vrut ei și pentru că eu cred că s-au gândit, au văzut numele meu în baza lor de date acolo, s-au gândit, bă, ăsta ne-a dat foarte mulți bani, hai să-l susținem și noi acum. Și vă zic și de ce. Pentru că, da, să ajungem la studio, da, o să vedeți. Mi se pare foarte tare această colaborare și această împrieteneală, pentru că împărțim lucruri, practic, asta e. Și vreau să fie un episod foarte sincer și foarte true și o să vedeți de ce e așa. Bine, haide, că nu pot să filmez în timp ce conduc. Haideți că totuși pot să fac de la volan, că nu, că stau. Stau, nepot, ia uite, ce în față. Așa, probabil câțiva dintre voi, nu mulți, nu mai zic mulți, că nu e adevărat, sunt puțini, dar câțiva dintre voi o să spuneți, domnule, dar nu mai faci vloguri în care, fără reclamă, fără, nu mai faci materiale video unde să nu mai faci reclamă, să nu mai... Zic, bă, bă, da, fac, adică majoritatea sunt, nu sunt reclame, majoritatea, dar în acest episod o să deduceți singuri ce înseamnă relația dintre un consumator, adică eu, în cazul ăsta eu, relația dintre un consumator și un brand. Da? Pentru că EMAG-ul, eu am consumat EMAG și consum zi de zi. Iar atunci când a venit această propunere, nici nu m-am gândit. Am zis, bă, trebuie să zic neapărat. Adică, măcar un birou, o masă, o canapea, ceva de la EMAG, eu am cumpărat-o. Pe care aveți voi la birouri acolo, eu am cumpărat-o. Pentru că așa a fost și vă arăt de ce. E foarte importantă treaba asta. Brandurile fac parte din viața noastră, produsele, anumite produse fac parte din viața noastră și vreau să vă zic cum am interacționat eu cu aceste produse, de unde a început toată această relație platonică, că până să fac acest episod era o relație platonică între mine și EMAG și vreau să vă arăt de ce a fost platonică. Bă, cel puțin pe perioada pandemiei eu am fost dependent de EMAG, adică dacă nu era EMAG eu muream. Proporții de 70% din tot ce mi-achiziționez eu este de pe EMAG. Deci a devenit o relație full-time, aproape full-time. Gata, hai că să mergi, pa! Ia, că am ajuns la studio. O, bună ziua! Am ajuns la studio și acum să vă prezint întreaga poveste pe care cu care v-am băzit pe drum până acum. Când o încep... Dar stai că mai degrabă mă pun pe masă și vă povestesc așa mai făie. Da, bine, pa! Am găsit un trepied pe aici, nu că nu vorbesc la băiatul ăsta. Rămas setup-ul de podcast pentru că noi acum filmăm podcasturi. Dacă mă întrebați voi și îmi ziceți, domnule, dar nu mai filmez chestii, faci doar reclame, ba da, se filmează podcasturi, să trag o grămadă de piese, o grămadă de voci, să produci o grămadă de muzică, nu doar în acest loc, dar și în alte locuri din București, dacă m-ați uitat, dacă m-ați urmărit pe story-uri, ați văzut. Bun, deci relația mea cu domnul EMAG, e dubios. Relația mea cu magazinul EMAG a început înainte de pandemie, neștiind exact de unde să-mi cumpăr anumite lucruri. Am căutat, zic, bă, EMAG, ia stai așa un pic. Eu știam, adică auzisem de el, de acest EMAG, dar n-am cumpărat niciodată, nu știu de ce. Mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri, am găsit foarte, foarte multe lucruri, în special majoritatea chestiilor pe care le-am cumpărat au fost pentru casă.
Și vedeam pe net tot felul de reclame, tot felul de chestii pe YouTube, cum să-ți faci casa mai smart, cum să-ți optimizezi spațiu, cum să zic... Iată bă să caut. Bă, nu a fost... Nu cred că au fost 10 dăți, să zicem, în care am căutat ceva și n-am găsit. Și o să începem cu acest studio. Foarte multe lucruri de aici sunt din studioul de acasă, pentru că acolo am avut primar studio. Și mai sunt lucruri pe care le-am avut în, la studioul Ștefaniei de make-up. Să începem cu studioul, da? Că am zis că vă arăt și, ce mi-am luat de pe EMAG, dar și ce conține acest studio, nu doar de pe EMAG. Și conține ca și sculii ca și treabă. Să începem cu această ușă, care este luată de pe EMAG, cu acest distribuitor de șoșoni, care e tot de acolo luat. Ușa asta nu e de pe EMAG, stai să aprindem. Asta este de pe EMAG, treaba asta de aici, treaba asta de acolo, treaba asta de acolo. Până și, a nu, linoleumul nu-i luat de pe EMAG. Ușa, la fel ca la intrare. Covorul! Covorul pe care eu stau acum, l-am luat, cred că e ultima chestie pe care am luat-o înainte să plec de la casă. Acest covor a fost în studio la mine, sus. Asta nu-i de pe EMAG. Asta este de pe EMAG. Această comodă de TV, am luat două pentru că living-ul meu era mare. Era mare și... Apropo, când vă luați lucruri care țin de mobilier, să fiți foarte atenți la dimensiuni, neapărat. Pentru că am avut vreo două chestii pe care o trebuie să le reîntorc. Apropo, au și serviciu de retur foarte, foarte bine pus la punct. Ușa asta de sticlă, asta, de care o dat Fodor cu nasul și cred că încă e aici. A, nu, s-o șters. Ușile astea sunt luate tot de acolo. Televizorul tot de acolo. Și atât. Trecem la următorul. La următorul, la ăsta. Vopseaua de pe pereți. Am luat trei feluri de vopsea. Prima a fost ceva îngrozitor, a doua rămâneau niște urme și a treia am găsit-o pe... S-aud? Știți foarte bine. Dastoful de acolo. Astea, tot de acolo. Cutiile, nu mai zic. Cutiile. Această cutie de aici, unde scrie cabluri HDMI, USB, foaie verde, astea sunt cutii pe care eu le folosesc când îmi țin, unde îmi țin sneakers-ii. Și mi-am luat, cred că mi-am luat două seturi de 50 de cutii, cred. Și mi-am pus sneakers și ce mi-a mai rămas am adus aici pentru depozitare la studio. Ce mi-a mai luat de acolo? Tot ce înseamnă cabluri, prize, întrerupătoare, cablul ăsta HDMI, e un cablu HDMI foarte mare, care iese din TV-ul ăsta de aici, uite așa, ăsta e un cablu, care se duce prin spate pe acolo. Mă rog, am luat și cablu canal, tot de acolo, dar nu l-am mai pus. Așa, ăsta se duce frumos, până aici. Și o să ajungem și la acest birou. Deci, tot ce înseamnă cabluri, prize, televizorul, bineînțeles, suportul ăsta de TV, tot de acolo l-am luat. Vă zic tot ce am luat de acolo ca să înțelegeți de ce, să nu ziceți că mănânc căcat și de ce am eu o relație platonică cu acest magazin. Am avut că acum. Bă, eu când vă zic măcar o canapea sau un birou sau un monitor sau ceva din întreg ecosistemul EMAG, tot ce înseamnă logistică, firmă în spate, birou și așa, eu le-am cumpărat din banii mei. Oh, fiți atenți ce am mai luat. Masa asta e luată de acolo și a ajuns și foarte repede. Ia uite, țăc. Scărtul ăsta, rochița asta, așa se zice, de la Chinese Ball l-am luat. Am luat totul de acolo, de pe EMAG. Ce n-am luat de pe EMAG? N-am luat acest sistem de pantograf. Acest pantograf pentru că... Asta e toată treaba, șinile astea și luminile. Pantograful nu l-am luat de acolo pentru că oricum l-am găsit foarte greu, l-am luat din China, mi-a ajuns după 3 luni, cred că după ce l-am comandat.
am mai întrebat pe la magazine, pe aici, pe la noi și mi-au zis că bă, nu e o cerere atât de mare, se depozitează greu, pentru că e, nu știu cât au astea, 3 metri lungimi, sunt 4 șini de 3 metri lungimi, plus sistemul ăla cu arcuri, alea sunt foarte grele, se depozitează foarte greu și nu prea există cerere și de asta n-aduce lumea. Și ăsta au venit greu tare, bă, greu, mă amânau de la o săptămână la alta, dar... Într-un final bine cu ajuns. Luminile nu le-am luat de acolo, le-am luat de la un prieten. Astea care sunt pe pereți. Le-am luat de la un prieten, că o trebuie să stau de vorbă cu el, să văd dacă are flicker. Trebuie să fie flicker free. Când pui camera pe, când se aprind ele și pui camera pe ele, să nu aibă jocul ăla. Flicker, mă rog. Și o trebuie să-mi dea mai multe modele, mă rog, să le studiez, să le fac poze, să le filmez înainte, decât, știi, să nu comand. Că aici sunt 26 pe tot peretele. Și să nu comand 26 și după aia să am mare flicker. Că era... Plângeam. Oricum au fost puse de 3 ori. O parte v-am povestit și în alte episoade. 19 dintre ele au fost furate. Ia uite cum vorbesc și în rime. Bun! Și acum să ajungem la descul de control. Astea sunt două măsuțe, două birouri care sunt prinse. Uite aici așa. Uite așa sunt prinse. Baf. Pe astea două birouașe le-am comandat pe DP Mag. Vă arăt, bă, vă arăt factura la tot, adică nu, ca să nu ziceți că... Nu, chiar le-am comandat foarte repede, le-am găsit foarte ușor și au venit, cred că în două zile. Ești nebun la cap. Road-ul ăsta nu-i luat de acolo pentru că nu găsisem atunci, era stoc epuizat și l-am luat de undeva din Germania. Ăsta nu l-am luat de acolo. Ăsta l-am luat de acolo, pe Mag, cred că cam atât, din studio. Da, dacă mă mai uit eu așa, da, cam atât din studio, din studio ăsta, din platou, de fapt, mă. Mă rog, mai sunt o grămadă de chichiți, așa, căprișoare, adaptoare, din astea, a, ăsta, luat. Știți? Ce am mai luat, mă? Croma am luat-o. Am și cromă, dar nu e aici, e acasă. Croma e tot de acolo. Camerele nu le-am luat de pe Mag. Ia uite. Camerele sunt Panasonic GH5. Asta e una. A doua, nu știu pe unde e. Nu știu unde e a doua cameră. Dar de ce? E aici. Asta e a doua cameră. Mai am una așa. Asta ce-i? G. G ceva. Așa. Microfoanele nu le-am luat de pe Mag. Deci chestiile care sunt foarte tehnice și sunt foarte... Dar să găsesc. Să găsesc. Am văzut chiar acum, cred că vreo două luni. Le-am văzut. Atunci nu erau. Primul instinct la mine este să mă duc să caut acolo, pentru că știu că acolo sunt foarte multe firme, foarte multe companii, foarte multe produse și sunt sigur că găsești. Nu există. Nu există. De asta zic că s-a întâmplat foarte rar ca eu să nu găsesc ceva acolo. Mi-e mult mai practic, mi-e mai comod, și vă zic și de ce e mai practic și mai comod și de multe ori mult mai ieftin, mai affordable. Hai să intrăm în cealaltă parte a studioului, că mai e o... un alt segment, să vă arăt și acolo. Așa. Ăsta este studioul de montaj. Aici se montează lucrurile. Televizorul, bineînțeles. Monitorul ăsta nu, dar televizorul da. Harduri, placa de sunet. Adică aia de acolo. Să intrăm în următoarea cameră. Asta să trebuie să aprind lumina. Aspiratorul. Până și aspiratorul tot de acolo l-am luat. Raftul ăsta nu-i de aici. A, inclusiv astea, mă. Când m-ați întrebat la un moment dat voi, bă, dar de unde ții curelele astea pentru ceas? Case-urile pentru ceas? Știți răspunsul. Tastaturi, mouse. A, am o poveste cu mouse. Bă, eram într-o sâmbătă acasă. Șoarică era plecată. Nu știu, cred că era la piscină sau ceva. Și eram acasă și vorbeam cu Mircea, un prieten de-al meu, dacă mă urmăresc pe story-ul, cunoașteți. De la T-shirt Factory, zicea, bă, dacă tot fetele la piscină sau plec, nu mai știu, cred că era plecat Șoaricu, nu facem un Call of Duty. Și zic, bă, dar n-am, că eu Call of Duty joacă cu tastatură, cu mouse, pe PlayStation, n-am, păi comandă-ți.
Și mi-am comandat și mi-a ajuns într-o oră, ești prost la cap. M-au ajuns tastatură. Ca să nu mai zic că Mircea, că el mi-a dat, el mi-a zis de treaba asta. Eram cu el la masă și s-a pus pata pe un laptop, pe un MacBook. Și-a comandat pe Mac și a ajuns într-o oră la terasă. Laptop, bă! Asta mi se pare, bă, cu adevărat util și less time consuming. M-am murdărit de engleză pe la gură, din nici nu mai știu să vorbesc. Îți optimizez foarte mult timp. Eu consider că societatea noastră a ajuns în punctul în care, nu știu, modul în care îți faci cumpărăturile nu mai trebuie să fie unul stresant. Și faptul că poți să-ți iei un laptop și să ajungă într-o oră, oriunde ești tu, unde ești tu, mi se pare ceva extraordinar și foarte greu de făcut, dar foarte mișto în același timp. Am ajuns în studioul meu, ăsta este studioul meu, unde fac eu aici muzica. Stai să văd ce am eu aici. Monitorul ăla. Monitorul de acolo l-am luat. Stai că am luat eu. Tot ce înseamnă hard discuri. Chestii de stocare. Mi-am luat un hard de 10 tera și mi-a ajuns într-o oră. Bârt! Într-o oră, bă! Eu nu înțeleg, cred că stă un băiat cu el în brațe așa și mamă, trebuie să sune cineva. Gata, acum, și-au fugit. Până și această claviatură mică, asta e o clapă. Cred că asta e mai portabil, așa poți să iei cu tine. Tot de acolo am luat-o și am dat, cred că am dat 200 de lei sau ceva, puțin, chiar puțin. Asta e de acolo. Tastatura și mouse-ul, tot de acolo. Inclusiv ăsta, mousepad-ul ăsta, am dat vreo 60 de lei, cred, tot de pe Mac. Na, ia-o pe asta. Abia acum facem reclamă și a intervenit acest suport din partea Imagului, că trebuie să vorbim de serviciul pe care eu îl folosesc și chiar o să vă pot explica în detaliu mai multe lucruri și exact cum am intersectat eu cu acest serviciu, și anume Genius. Acest serviciu Genius, un serviciu premium Emag, așa cum scrie aici, dacă se poate observa. Beneficiile Genius sunt valabile pentru milioane de produse livrate unde Emag și partenerii din marketplace din orașele listate aici. Baf! Livrare azi, exact ce v-am zis eu. Comenzile plasate până în 12:30, așa, Easybox, frumos. Transport minim prin curier, retur magic la Easybox. Adică, ce înseamnă retur? Am făcut treaba asta. Dacă un produs îți vine și e incomplet, nu-ți place sau pur și simplu vrei să-l returnezi, te duci la Easybox, îl lași acolo, te pupă fratele, ți intră banii înapoi în cont. Bârt, frumos. Livrare mâine. Într-adevăr, lucru care pe mine mă încântă cel mai mult la Emag și la acest serviciu Genius, o să, la un moment dat, știu că îți arăta câți bani economisești dacă alegi serviciu Genius. O să caut acum, repede, ba mamă. Deci, cel mai important lucru este că se mișcă foarte repede transporturile, livrările. Bă, repede, adică de la o oră la, nu știu, dacă un produs pe care tu-l alegi este Genius, a doua zi îți ajunge. Nu înțeleg, adică, uite, alegi produsele filtrând de Mac Genius. Exact asta fac și eu, sau eu mai fac, recunosc, disponibil în showroom. Ce trebuie să spun eu este faptul că Genius poate fi activat la linkul din descriere. O să vă las eu un link în descriere. Pe lângă toată treaba asta, poți comanzi prin Easybox. Adică îți arată harta, deci tu când ți-ai făcut comandă pe Emag, îți arată acolo livrare prin Easybox. Și Easybox-ul îți arată cel mai apropiat sau poți selecta tu cel mai apropiat Easybox. Ei îți lasă acolo coletul și când vii de la servici, de la muncă, pa, 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 pa. Recunosc că eu am folosit nu de foarte multe ori acest serviciu, dar eu când l-am folosit când știam că, bă, când o să-mi vină coletul, nu o să fiu acasă și mai degrabă să mi-l las undeva și îl iau eu seara când ajung. Deci, uite, un beneficiu. Și bineînțeles că în încheiere vă întrebați cât costă acest serviciu. Acest serviciu Emag costă 99 de lei. Exact aici. Așa cum v-am zis, poți să încerci gratuit 3 luni sau 7 comenzi de transport cu transport gratuit. Dacă stau bine și mă gândesc, pe transport în medie de obicei cheltui cam 15, 20, 25 de lei. Practic din 5 comenzi ai scos banii pe tot anul. Și stai că vreau eu să văd ceva aici. Contul meu. Uite.
mulțumim că ești clientul nostru de 6 ani de zile. Eu de 6 ani comand de pe EMAG. Am 147 de comenzi plasate, 76 de produse favorite, 76 de produse favorite cred că sunt cumpărate. Două liste favorite, un review adăugat, un review util. Abonamentul tău Genius, deci am făcut economii de 242 de lei. Pe lângă toate aceste servicii pe care ți le oferă, aceste beneficii, de fapt, pe care ți le oferă, ai aici oferta zilei și ai în fiecare zi ai numai oferte, numai reduceri, numai o grămadă de lucruri. Mai ai extra reducerile momentului. Ia uite. Pa, 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 pa. Deci cumva n-ai cum să nu nimerești o reducere la un moment dat. Când vrei să-ți cauți ceva, sigur există produsele alea pe care tu le cauți. Există la, măcar, nu știu, au o mică reducere acolo, undeva. Mi-am luat și îmbrăcăminte și încălțăminte. Când am fost la șefi și când s-a deschis sezonul șef și eu m-am dus la ei în prima ediție, am luat 9 sticle de rom de pe EMAG. Pac, m-am dus cu 9 sticle de rom. Bună ziua, ia-le, pentru că mi-a fost ușor, nu mai trebuie să mă duc la magazine, să caut rom, deplasează-te, cară sticle și așa mai departe. Așa, mi-au ajuns acasă, le-am pus în mașină, m-am dus cu ele la emisiune. Deci, sunt chestii pe care ți le poți lua, chestii necesare de zi cu zi, de la chestii de curățare în casă, detergenți și așa mai departe, până la chestii foarte complexe, gen electronice, telefoane, laptopuri, televizoare, chestii din grădină, exact cu ce v-am mai zis înainte. Dacă v-a plăcut acest episod, da, este o reclamă, dar este o reclamă a unui serviciu pe care eu îl folosesc, a unui brand cu care am o relație de, așa cum v-am mai zis eu acum, 6 ani de zile. Am o relație cu brandul EMAG de 6 ani de zile. Dacă vreți să vă luați chestii, să știți, când mă mai întrebați de unde ți-ai luat brățara, de unde ți-ai luat aia de ceas, de unde ți-ai luat nu știu ce, de unde ți-ai luat nu știu ce, în proporții de 70% să știți că sunt de aici. Ați văzut, am 147 de comenzi plasate. Mulți dintre voi o să mă blamați, domnule, iar faci reclamă. Da, fac reclamă și o să fac reclamă atâta timp cât eu cred foarte mult în produse, în servicii și în beneficii. Aia e. Și nu cred că este cineva dintre voi care nu a folosit măcar o dată EMAG-ul, nu a accesat EMAG-ul și nu a cumpărat ceva. Aia e, dacă v-a plăcut, bine. Mulțumesc EMAG că mi-ați întors o parte din banii cheltuiți în 147 de comenzi. Auzi, dar eu oare pot să văd câți bani am cheltuit pe EMAG? Ha? Contul meu, cardurile mele, card, garanții, retururi, servicii, date personale. Bă, mi-aș dori să văd câți bani am lăsat eu aici. Că știu că eu când trebuie să dau datele, că eu când trebuie să dau facturile la firmă, prima oară intru pe EMAG, că știu că de acolo sunt majoritatea. Și da, mă bucur, domnul EMAG, mă bucur, pupii. Pa, aveți grijă de banii voștri.